Abandonul școlar prematur are loc în principal atunci când se realizează trecerea de la gimnaziu la liceu. Factorul care favorizează abandonul este deseori familia. Elevii care ajung să renunțe la educație provin de cele mai multe ori din familii în care părinții nu au mai mult de 8 clase, ori se confruntă cu probleme materiale. Ne străduim ca în fiecare an numărul celor care abandonează din vari motive școala să fie cât mai mic. Pot să vă spun că dacă în anul școlar 2011-2012 înregistram un număr de 28 de copii care au abandonat școala, în anul școlar pe care l-am încheiat, numărul acestora a ajuns la 19. Ne dorim ca în continuare numărul să fie cât mai mic și sper ca nu peste mult timp să ajungem ca niciun copil să nu mai abandoneze școala, să rămână și să-și definitiveze pregătirea, măcar să parcurgă ciclul învățământului obligatoriu. Cea mai mare problemă este când elevii părăsesc ciclul gimnazial, merg în ciclul liceal, atunci parcă se rupe legătura între școală și părinții copilului, cu părinții ori nu vin să se intereseze de situația școlară, mirajul orașului îi captează pe copii, nu realizează care sunt lucrurile bune. Înființarea învățământului profesional a făcut ca numărul de copii care abandonează școala să fie mai mic. Astfel, cei care se înscriu la cursurile școlii profesionale primesc lunar o bursă în valoare de 200 de lei. Prin înființarea învățământului profesional plătim toți copiii, deci toți care sunt înscriși în clasa nouă la învățământ profesional, primesc o bursă de 200 de ron pe lună, fapt care le asigură condiții să poată să urmeze cursurile școlii. În ultima perioadă s-a discutat despre un proiect potrivit căruia copiii care au probleme și nu pot merge la școală le va fi înmânat un card, cu ajutorul căruia să-și achite deplasarea și să-și cumpere rechizite. Da, cauzele sunt sunt multiple și pleacă în primul rând de la familie, de la faptul că nu toți copiii reușesc să aibă ceea ce le trebuie pentru a putea urma cursurile învățământului liceal. România este țara cu cea mai mare proporție a copiilor săraci din Uniunea Europeană, potrivit unui studiu UNICEF.